te bucur să-ți vezi soția acasă? Se bucură, cum să nu se bucure. Nu ți-e somn? Ei, mama, nu mergeți voi sus. Bine că ai venit acasă. Mami, te-ai întors la mine. La tine și la tati. Alice, nu cred că e bine să fii acasă. E foarte bine. Așa au spus doctorii, că e foarte bine. Ce doctor? Asta e mami în scaun? Nu, mami e în scaun, că este slăbită. Dar nu pentru mult timp. Lia, ai văzut? Mama s-a întors. Tu ești nouă? Mama, au plecat Marcel cu Maria? Nu, iubita mea. De fapt, ea e nepoata lor. O cunosc? Nu, nu. Ea este bona lui Robi. Alice Vornicu. Lia Călin. Vai, iubitule, cât de mult mă bucur că avem o bonă. În sfârșit o să avem și noi timp pentru noi doi. Petru, nu vreți voi sus la voi în dormitor? Ba da. Da, tati, da, haide. Chiar. Haide, că e obosită. Da, mă doare puțin capul. Da, 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 hai. Hai. Haide, tati, haide. De ce te-ai întors? Aproape că mi-e milă de tine. Asta ai vrut să vezi? Că sunt fericiți? Că sunt o familie. Pleacă, fetița. Acum cât mai e timp. Ce rost are să suferi atât? Iubitule, mă ajuți să merg în pat? Da. Mă simt ca noaptea anunții, când m-ai trecut pragul. Mi-ți minte? Vezi, ești cam tăcut. Ce ai vrea să spun? De ce ai venit acasă fără să discutăm împreună asta? Pot să dorm și eu cu voi? Nu. De ce? Te rog! Vreau să te țin în brațe. Robert, ești băiat mare. Mami doarme cu tati. De ce? Vreau să te țin în brațe. Robi? Mama, te rog, ia copilul ăsta de aici odată. Robi, hai să mergem. Nu, Petru, tu nu pleci. Robi, mami trebuie să se odihnească. Înțelege, da? Stai mâine toată ziua cu ea, dacă vrei. Ei, nu chiar toată ziua. Hai, spune noapte bună. Noapte bună. Te iubesc. Noapte bună. Și noi te iubim. Noapte bună, Robi. Alice. Doamne, cât de tare mă enervează copilul ăsta. L-ați răsfățat mult prea tare. Păi ce era să facem? Trebuia să compensăm într-un fel, Alice.
Dar l-ai văzut cât e de fericit? Asta n-ai văzut? O să stea lipit de tine toată ziua. Sper să nu. Să stea cu Bona lui, da? Păi acum dacă ești tu acasă, poate nu o să mai avem nevoie de Bona. Fix acum avem nevoie de Bona. Păi... Mama, eu am nevoie de timp pentru mine. Pentru mine cu Petru. Am lipsit foarte mult timp, noi avem de recuperat, înțelegi? Petru e rece, e tăcut și... Și pe bună dreptate, le înțeleg. Și nu-l acuz, că... Am lipsit 3 ani, îmi imaginez cât de greu a trebuit să-i fie, să fie singur, să nu primească pic de afecțiune.